Iazul Loiești se află în apropierea localității Ipotești, pe drumul ce duce la Botoșani către Dorohoi. Aici, geniul poet Mihai Eminescu și-ar fi petrecut o parte a momentelor de liniște și de reverie poetică, în timpul copilăriei și mai târziu al vacanțelor. Iazul este astăzi proprietatea fostului șef al poliției rutiere Dumitru Zmău. Pentru a comemora prezența poetului pe aceste meleaguri și mai ales la Iazul Loiești, fostul șef de la rutieră a dezvăluit un grup statuar dedicat lui Mihai Eminescu și Veronicăi Micle. Odată că Eminescu a trăit în acest areal și a trăit copilăria, a vizitat aceste locuri și așa am zis eu că o mântuire pentru toate faptele rele care le-am făcut, rele în ghilimele, că dacă făceam fapte rele eram în altă parte, care le-am făcut să fie o mântuire, o spovedenie în fața cugetului meu ca om. Realizarea artistică aparține sculptorului sucevean Ionel Crâșmaru. Pentru artist, acest grup statuar este cea mai importantă lucrare și prima realizată în afara județului de origine. Totodată, lucrarea a fost sfințită de un sobor de preoți. Din punct de vedere sentimental, da, ar fi cea mai valoroasă. Este foarte importantă pentru mine, este un start, este prima lucrare făcută în alt județ, în afară de Suceava. Fostul șef de la poliția rutieră spune că a cumpărat Iazul acum 10 ani și că l-a amenajat ca destinație turistică, dorind să-l pună în valoare tocmai datorită asocierii Luciului de Apă cu poetul Mihai Eminescu. Intrarea este liberă pentru toți cei care vor să-l viziteze. Vin tineri foarte mulți pentru nu ferii din spatele Iazului, mai plimbă cu barca, intrarea este liberă, vedeți, n-am pus gard, n-am pus poarte, orice om din lumea asta vine aici, stă, dacă vreți să viziteze, orice poate să facă. Se presupune că Iazul Loiești a fost vizitat în repetate rânduri de poetul Mihai Eminescu. Ca sursă documentară în acest sens, este folosită scrisoarea lui Matei Eminovici, fratele poetului, cel care descrie momentele petrecute de geniul botoșenean pe malurile Iazului.